Un alt tricou, ăsta e special, bluză de antrenament de la PSG, unul dintre preferatele mele. Am dat 120 de euro pe el. Yo, salutare guys și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi v-am pregătit ceva diferit față de ce ați mai văzut aici pe canal. Pentru cine nu știe, eu sunt un mare fan al fotbalului. Am practicat acest sport timp de 13 sau 14 ani, nu mai știu exact. Îl practicam și sub formă de joacă înainte să încep la un club din orașul meu. Deci de aia zic că nu știu exact câți ani am făcut fotbal, adică și în prezent joc, dar nu mai fac sub o formă organizată, să zic așa. Adică nu mă mai duc să joc în cadrul unei echipe. Iar cu această ocazie, fiind sportul meu preferat, am dezvoltat o pasiune pentru acest sport, dar o pasiune combinată și cu cealaltă pasiune, cu hainele, cu streetwear-ul și așa mai departe. În stânga mea sau în dreapta voastră se află colecția mea de tricouri de fotbal. V-am pregătit și câteva training-uri și bluze, după cum puteți vedea. Wow! Wow! V-am pregătit și bluze și training-uri pe care le-am, nu neapărat tricouri de fotbal, că și alea de fotbal, da? Îmi place mult să am chestii de fotbal, chiar dacă uneori nu le port, adică am tricouri aici nu-i nouțe, sau am tricouri găsite în SH sau cumpărate de pe internet, care sunt folosit, dar nu le-am purtat niciodată. Bun, înainte de a începe, voiam doar să vă introduc în această pasiune a mea. Pe TikTok m-a întrebat lumea când o să fac acest video. Numai bine, afară plouă, e vreme nașpa, nu pot să fac videoclipuri afară și numai bine pot să fac cu această pasiune, cu o altă pasiune de a mea. Îi dăm drumul, numai stăm la povești și haide să vedem ce tricouri am aici în colecție. Aici sunt trainingurile, să zic așa, compleurile de fotbal. Am această bluză triftuită, adică găsită în Oser, în Cluj, bluza de la Naționala Germaniei, după cum puteți vedea, cu sigla Mercedes-Benz, foarte mișto pe spate. Acest scris este reflectorizant, e foarte mișto bluza asta, este mărimea M, nu știu exact ce ediție îi, vă las pe voi să-mi spuneți, mi-a plăcut foarte mult scrisul acesta reflectorizant. Am și bluza de pe mine cu Croația, care e foarte mișto, nu știu dacă vedeți, dar are un Nike mare pe spate. Mi-a plăcut foarte mult acest roșu intens pe această bluză. O altă bluză, care este doar bluză, n-am găsit pantalonii, este această bluză de antrenament de la PSG din anul 2020, dacă nu mă înșel. Am luat-o dintr-un magazin specific gen de sport din România, nu știu dau numele. Pe aceasta am găsit-o la sale, la 240 de lei sau 200 de lei. Cred că tot am dat. Nu știu dacă am dat 320 de lei cât costă ele, de fapt. Un training cu Belgia. Asta e training, că am și pantaloni. Trainingul ăsta l-am din 2015 sau 16, ceva de genul, gen când eram la liceu. Și încă îl am și îl port și mă bucur de el. Un training cu Arsenal, foarte mișto, gri, roz, albastru închis. Trainingul ăsta l-am cumpărat din Paris anul trecut, pe vremea aceasta, de fapt în octombrie. L-am luat la 68 de euro în loc de 120 de euro, că l-am prins la reducere, mărimea M. Nu înțeleg de ce, dar l-am prins în Foot Locker. Foarte nice, foarte nice reducerea pe care am găsit-o. Aici am training-ul cu PSG. Tot așa, compleu. Astea sunt compleurile alea de antrenament, sau cel puțin ăsta. Ăla de la Arsenal, nu știu exact. Și la fel și cel de la Liverpool. Compleu de antrenament, are pantaloni și această bluză. Pantalonii au căzut din acest compleu, dar și ăsta e compleul cu PSG. Îmi place extrem de mult această ediție cu Jordan și cu PSG și mai ales când fac training-uri. În ultima perioadă nu prea le-am mai purtat, față de anul trecut cel puțin, că a fost cald și după aia direct frig. Și pantalonii ăștia ajută dacă faci sport mai mult, nu știu, nu numai dacă te plimbi. Îmi este destul de rece doar cu astfel de pantaloni, să zic așa, și să umblu. Gen. O altă bluză de antrenament pe care tocmai am luat-o de la spălat, că pe aceasta am purtat-o, este cea de la Galatasaray. Nu știu, cred că e din 2014, modelul acela, din 2014, în care au avut și Barça și au avut toate echipele astea care au avut cu Nike. Diferența dintre alb și portocaliu e foarte bătătoare la ochi, gen, și de asta mi-a plăcut foarte mult această bluză. Și pe aceasta am cumpărat-o dintr-un SH, de fapt de la o piață de vechituri, 40 de lei. Tare perfectă, mai ales chestiile albe sunt greu de găsit curate în SH, dar, de exemplu, bluza asta este imaculată, îmi este perfectă, mi-e bună și chiar mă bucur că am găsit-o până la urmă. Numai bine, aici în colecție, chiar dacă o port odată la 3-4 luni, v-am mai spus, tricourile astea, multe dintre ele nu le-am purtat, îs doar alea 3-4 tricouri pe care le port tot timpul și celelalte nu le port niciodată. Las că trag mai încoace tricourile. Deci, ordinea lor va fi exact cum vedeți, deci prima care va fi mai apropiată de mine pe aceasta o să o prezint, îs cam random puse și acum hai să vedem ordinea lor. O să vă povestesc câte ceva, 2-3 cuvinte despre fiecare tricou. În primul rând, tricoul ăsta e nou, nou-nouț,
după cum puteți vedea în care eticheta. Și vă las pe voi, vă las 5 secunde să vă uitați la el și să-mi spuneți ce este neregulă cu el. Bun, dacă n-ați găsit, e bine, uitați-vă la stema Germaniei, că este pe sus în jos. Este răsturnată, fiți atenți. Nu știu dacă, adică se poate vedea. Este răsturnată din magazinul Adidas, am cumpărat-o. Deci vedeți, tricoul luat din Adidas cu stema răsturnată. Eu sper că acest tricou valorează mai mult, doar pentru această mică greșeală de fabricare. La Jordan există o astfel de pereche, pentru cine nu știe, și costă spre sutica de mii de euro. Așa că, bine, nu mă aștept ca acest tricou să coste atâta. Dar, oricum, mi s-a părut foarte interesant că dita estema Germaniei este cusută greșit. Este cu fundul în sus. Ceva destul de deranjant, dacă m-ați întrebat pe mine. Bun, un alt tricou destul de interesant, pe acesta l-am primit cadou de la prietenul meu Alex, cu care vreau să-i mulțumesc din nou cu această ocazie. Este tricoul Coreei, Coreea de Sud, un tricou pe care mi-ar fi plăcut să scrie aici Min Son, de fapt doar Son, că pe el îl cheamă Hunming Son, dar pe spate are Son. De atunci a început să-mi placă, gen din vara 2021, imediat de, doar de 2 ani. Bine, am început mai serios anul ăsta, dar, în fine, ați înțeles voi. Printul Zebra, cu Nike-ul auriu, stema Coreei de Sud la fel, tricou foarte nice, foarte, foarte nice. În timp ce vi le prezint, eu vreau să-mi scrieți în comentarii care a fost preferatul vostru, da? Bun, unul dintre preferatele mele, deci tricou ăsta e în top 5 tricouri, aș zice, după cum v-ați gândit și ați văzut și numărul de pe față, europeanul din 2016, când au și câștigat, dacă nu mă înșel, dar nu mă înșel, tricoul acesta l-am triftuit, deci nu mi-a venit să cred când l-am văzut, este legit. Dacă nu mă credeți, stați să vă arăt. Uitați, hați, pe interior avem sigla aia, nu știu ce înseamnă neapărat, dar mai nou sigla aia aici sus la gât. Dar da, tricoul ăsta este fan edition, gen nu este players edition, dar oricum este unul dintre preferatele mele, este și din ediția în care au câștigat Euro 2016. Bine, nu știu exact dacă a fost fabricat pentru Euro sau gen după, că dacă nu mă înșel, ori mai juca cu câteva tricouri, dar de fapt nu, patch-ul ăsta arată că a fost din Euro 2016. Nu vreau să intru în detalii, că s-ar putea să greșesc. E cu Ronaldo, jucătorul meu preferat all time și e o piesă foarte nice. 3 piese cu aceeași naționalitate, cu aceeași echipă națională, Franța. Acest tricou l-am triftuit, este din 98, dacă nu mă înșel, sau 2001. E 98, 2000 sau 2002. Nu mai știu exact, cred că e una din ele. Eu v-am dat acolo ca să nu par foarte pe lângă subiect. Dar cam așa, are 20 de ani tricoul ăsta și pe acesta l-am triftuit. Este legit. Ia vedeți acolo eticheta interioară. Ce mai scrie? A, uite, aici mai e product, ceva de genul, ce zice? Authentic licensed product. L-am triftuit 50 de lei. Tricoul acesta l-am cumpărat anul trecut, când am cumpărat și trainingul cu Arsenal. Am dat 120 de euro pe el, cu inscripția Campiono del Mundo din 2018 și cu un Mbappé pe spate. Pentru cine nu știa, are majoritatea chestiilor naționale care franceze pe acest tricou. Știam de acest tricou, dar când doar în realitate l-am văzut că are aceste detalii foarte nice și mi-a plăcut. N-am vrut să-mi iau clasicul ăla albastru pentru că era basic și am zis că dacă te dau atâția bani, 120 de euro pe el, să arate mai mișto. Bun, și mai am încă un tricou asemănător cu cel de joc, numai asta e mai vechi, este de antrenament, luat din outlet cu 120 de lei, ceva de genul. E drăguțe, mai ales că amândouă cu Franța, adică toate trei cu Franța. Aici am două tricouri cu naționala Braziliei. Tricou cumpărat din outlet în America la 25 de dolari. Eu l-am în minte pe Neymar în acest tricou. Iar acest tricou e Sir Ronaldo. Dar prin faptul că l-am găsit în SH și voiam de mult să-mi cumpăr acest tricou, da, exact acest tricou, bine, nu neapărat cu Ronaldo și cu Ronaldinho era mișto și gen la 20 de lei sau cât era acolo, nu l-am lăsat și l-am cumpărat neapărat. Dar ăsta e tricou, ăsta e 100% legit, cumpărat de Nike și îmi place foarte mult. Poate ediția 2014, cea de genul 2016 sau 2020, I don't know, îmi spuneți, îmi scrieți voi în comentarii. Cred că e away kit.
Și până acum toate astea au fost versiunea de fan, da? Deci nu e niciuna player issued pentru cine e cunoscător. Trecem mai departe, avem tricoul cu Manchester United, care este destul de vechi. L-am cumpărat în ediția în care a apărut ăsta cu Chevrolet pe față, sau gen ediția asta, stați că vă și zic din ce an e. 2015, așa, deci în ediția în 2015, cred că prin 2016 l-am cumpărat. La fel și acest tricou, l-am cumpărat din Puma, tot așa, când a apărut sezonul ăla, cred că era 2015 la fel, deci și atunci mi-am cumpărat, de atunci doar ca să am la antrenamentele de fotbal, da? Că aveam nevoie de roșu. N-am avut alt motiv, să zic așa. Un alt tricou cumpărat dintr-un outlet în America, $25 și acesta, tricoul cu Liverpool, e nice. Dacă nu mă înșel, cu un tricou ăsta au câștigat atunci campionatul, cred că și Champions League-ul. Nu știu exact, că nu prea îmi pasă de anumite echipe în afară de preferata mea pe care o să vă zic imediat. Dar am zis că îl iau la $25, chiar doar astea două tricouri, că și cel cu Brazilia de adineauri, albastru, și ăsta l-am cumpărat din același outlet, dacă nu mă știu, din Las Vegas. Greșesc, din LA. Din LA l-am cumpărat. Bun, un alt tricou, dacă tot am fost la Liverpool, un alt tricou, tricou ăsta e ceva colaborare cu Nike Air, Air Max, I don't know, dar ăsta mi s-a părut interesant. Pe ăsta l-am cumpărat primul ever gen de la Liverpool, l-am luat tot așa din România de la un magazin care vinde haine de sport și l-am luat la $170. Mi-a plăcut foarte mult infraredul, griu, alb, negru, tema Liverpool. Nu știu dacă a jucat sau poate a jucat 1-2 meciuri cu el. Deci nu e foarte iconic, să zic așa, dar îmi place. Așa cu niște blugi și așa am îmbrăcat mai sportiv, chiar e mișto tricoul. Un tricou cu Juventus. Acest tricou l-am cumpărat de pe Footshop la reducere. Mă gândeam că era redus de la 650 la 240, ceva de genul. Eu pe atunci nu eram foarte implicat în treburile astea cu tricouri și nu știam exact de ce a fost așa scump inițial, la 650 de lei. După aia, după câțiva ani, mi-am dat seama că astea sunt tricourile cu care joacă jucătorii, genul ăsta e player issued, și nu e fan issue, gen, e calitatea premium, mai a jucătorilor, tehnologie, gen, să se respire pielea și așa mai departe. Mi-ar fi plăcut pe spate să fie cu Ronaldo, însă n-am avut această opțiune pe Footshop. Mi-a plăcut și îmi place extrem de mult acest tricou. Ăsta cred că e top 4, în top 5 se află și acest tricou, nu vreau să fac o clasificare acum. La fel cel cu Ronaldo de la Portugalia, dar cred că era top 1, dacă era cu Ronaldo pe spate și cu, gen, fontul din Serie A de atunci, de la Juventus. Îmi place foarte mult noua stemă și așa e, overall e un tricou foarte, foarte clean. După aia trecem la un tricou foarte, foarte nice. E ediția aceea cu Three Little Birds, pentru cine nu știe, ia vedeți acolo. Mai este o ediție specială cu tot felul de printuri, dar nu mi-a plăcut. Asta e de Champions League, e cel cu Champions League, cu Gravenberch pe spate. L-am luat la sfârșitul sezonului după ce a plecat la Liverpool, dacă nu mai știu, și acum joacă în altă parte. Ba nu, la Bayern a plecat, scuzați-mă, și acum e împrumutat undeva, dar nu mai știu exact unde e împrumutat, să-mi fie rușine. În Premier League, așa, e la cineva împrumutat sau vândut, habar n-am, că v-am spus că nu prea mă interesează în afară de echipa pe care o urmăresc. Da, dar tricoul ăsta n-am putut să nu mi-l cumpăr, foarte nice, mi-ar plăcea să-mi iau cu altcineva, cu Tadic poate pe spate. Un alt tricou cumpărat din America, din Miami, direct. Înainte să fie toată nebunia cu Inter Miami, eu mi-am cumpărat acest tricou de la Inter Miami. Ghiciți ce? Cu Beckham pe spate. Acum, cred că nu știu dacă era fiul său atunci la Inter Miami și avea numărul ăsta sau s-a făcut un tricou special cu David Beckham cu 23. I don't know. Nu mi-aduc aminte exact. L-am luat în 2021 și nu știu dacă puteți vedea, dar are un pattern așa cu flamingo. Sunt foarte tesălăs. Ia vedeți. A, uite că se vede. Uite ce pattern mișto are. Acolo lângă sigla. Sigla roz. Foarte tare. Dar bine, oricum, acum a fost un documentar cu David Beckham și povestea acum cu roz cât de hated e și cum a făcut el ca rozul să fie mișto acolo în America și așa mai departe. Oricum e un kit foarte nice și mă bucur că l-am luat la $45 sau ceva de genul. L-am luat și pe ăsta la reducere. Americanii nu prea sunt fani tricouri, doar o mică parte a populației sau cel puțin a fanilor de fotbal. Ei se uită, Messi, Beckham, ok. Dar gen eu, de exemplu, mă bucur și beneficiez de fiecare dată de deal-urile astea când mă duc acolo în America. Un alt tricou, ăsta e special, cumpărat din stadion. Tricou acela alb cu Mbappé nu este cumpărat din stadion, este cumpărat de pe Champs-Élysées din Nike. Acesta este cumpărat de pe San Siro.
O să vă las, o să vă atașez aici o poză. Am fost cu un prieten de-a meu, Eric, care cu acest ocazie îl salut. El și-a cumpărat cu Ibrahimovic, iar eu mi-am cumpărat, fiți atenți, Lautaro Martinez. Tricoul ăsta este unul de colecție, pentru că o singură dată au jucat meci de campionat cu numele în chineză pentru sponsorii lor chinezi sau japonezi, îmi cer iertare dacă greșesc. Ultimul tricou din această colecție, să zic așa, cu Lautaro Martinez, numele lui în chineză, japoneză, în hindu, cum vreți voi numele. Avem patch-urile pe laterale, ce avem aici? Aler Digital Beats, sponsorii, pe spatele Novo, tricoul ăsta cu snakeskin, Scudetto sau cum se numește, I don't know, nu prea mă bag eu în detalii de genul, dar da, și acest tricou a fost 140 de euro sau ceva de genul, un suvenir destul de scump, că eu am prostul obicei de a cumpăra suveniruri sub forma asta, în loc să-mi iau un magnet de bucătărie, mi-am luat tricoul ăsta. Dar uitați, ce frumos v-am povestit vouă toată povestea. Și acum, în momentul de față, este unul dintre tricourile mele cele mai speciale și preferate. Tricoul echipei Beşiktaş din Turcia, tricoul thriftuit, să zic așa, adică nu să zic, chiar l-am luat din piața de vechituri, nu l-am purtat niciodată, l-am luat pentru colecție, a fost 30 de lei sau 40 de lei, ceva de genul. Un alt tricou cumpărat din America, cu naționala Belgiei, foarte nice. Este ediția cu Tomorrowland, pentru cine nu știe, ia vedeți aici. Love! E un tricou foarte nice în realitate, tot așa cumpărat cu 40 de dolari în America și mi l-a plăcut. Este noul model cu sigla Adidas, gen așa, fără numele Adidas. A fost interzis la campionatul mondial pentru că avea chestia asta cu Love pe spate și pentru cine nu știe, s-a organizat în iarna anului trecut, a fost o premieră în istoria fotbalului, iar în Qatar, dacă nu mă înșel și nu vreau să mă bag în polemici, gen nu vreau să intru în detalii, nu prea recunosc ei treaba asta, da, v-ați înțeles voi, și au interzis acest tricou și cred că au jucat simplu alb, fără nicio culoare de genul și fără lovul ăsta de pe spate. Un alt tricou, un tricou de antrenament, am și pantaloni la acest tricou încă, însă nu știu pe unde îi. Tricou cumpărat în America la 17 dolari, 20 de dolari, ceva de genul. Americanii nu știau pe vremea aia ce este Manchester City. Fotbalul european și-a crescut popularitatea în ultima perioadă, de când a mers Messi la Miami, da, și nu prea erau valorizate aceste tricouri și nu știu cum au ajuns pe acolo, dar l-am luat 20 de dolari, 17 de dolari, ceva de genul. Tricou foarte clean și uite ce nice arată cu pattern-ul acolo. Foarte, foarte fine. Trecem mai departe cu un alt tricou, thriftuit. Este tricou de portar. Aici lipsește sponsorul. Nu mai știu, este o benzinărie sau ceva de genul sponsorul. Din 2004, dacă nu mă înșel, în stare perfectă, este un tricou de portari. Da, Buffon l-a purtat. Îmi place extrem de mult combinația de culori și este un tricou iconic. Până la urmă, că am văzut pe net că e destul de rar. 40 de lei. Sau 20 sau 30 de lei, nici nu mai știu. Cam toate au fost pe care le-am găsit, doar la cu Franța a fost mai scump. Un tricou de la PSG de antrenament, ăsta e nu-i wow, dar mi-a plăcut combinația cu roz, negru, foarte clean. Combinația negru cu roz e o combinație pe care o folosesc și mie mi-o place. Ne apropiem de final, de ultimele tricouri și o să vă arăt echipa mea preferată. Poate v-ați gândit, poate ați putut anticipa care este echipa mea preferată. Real Madrid, da, deci tricoul ăsta, move-ul ăsta m-o spart maxim, Benzema pe spate, numărul 14, număr de Champions League-uri, urmează numărul 15. Tricoul ăsta e interzis cardiacilor, ar spune, deci ce baiuri mi-a adus tricoul ăsta când îl vedeam, când începeau prost și după aia au câștigat meciurile și au câștigat și Champions League-ul și campionatul și tot. Tot așa mi-aș plăcut să-l fie cu Benzema pe spate, dar nu e, este simplu. Vini cu numărul 20 pe spate n-ar fi fost rău. Iar tricoul de an trecut dezamăgitor, pe acesta am dat cel mai mult vreodată, am dat 700 de lei. Este player issued, nu știu dacă vă puteți da seama, dar are stema realului în pattern-ul tricoului. Puteți vedea? Da? Hit Ready și acesta este ediție aniversară de 120 de ani a clubului, de asta am și dat atâta pe el. A fost o chestie, un entuziasm după sezonul la mișto cu tricoul ăsta, da, mi l-am luat pe cel aniversar. Anul ăsta, sincer, nu prea mi-l place, dar merge. Eu sunt cu Real Madrid din 2015, aș spune, de când am început să mă uit la fotbal mai serios. Era și Ronaldo, a fost o dezamăgire când a plecat, dar aia e. Da, astea trei tricouri și nu numai, nu o să mă opresc aici, o să mai îmi cumpăr mai ales de la Real, că îi
echipa mea preferată. Aparent, tricourile astea cu Bayern Munich sunt cele mai ușor de thriftuit. Pe ăsta l-am cumpărat, de fapt, de pe un grup din România, că grupuri care sunt cu oameni care sunt la fel pasionați. Mi-a plăcut extrem de mult tricoul acesta și îi spun tricoul 8-1. Dacă nu mă șel, dacă nu greșesc cumva scorul când i-a nimicit pe cei de la Barcelona. Tricoul ăsta l-am thriftuit. Avem stema Champions League. 4 Champions League-uri atunci la Bayern Munich. Nu să-mi fie rușine, nu știu ce an e. 2006, 2010, nu mai știu exact. Dar mi-a plăcut și m-am bucurat că l-am găsit la CH. Un alt tricou thriftuit. Ăsta e din 2019, dacă nu mă înșel. 18. Dar fiți atenți. Random are pe spate Bauer. Numărul 25 l-are Thomas Müller. Dar la 30 de lei nu puteam să-l nu las acolo și legit. Și da. Și un alt tricou. Ia vedeți. Ia vedeți. De fapt, stați. Tricourile astea două le-am găsit în aceeași zi și 10 ani diferență. Că m-am uitat, acum m-am adus aminte. Deci, ăsta e 2018 și 2008. Puteți verifica. Tricoul de deplasare din 2008, tricoul de deplasare din 2018. Ăsta e foarte neas în realitate. N-am apucat să-l pun niciodată. Are și gulera, e așa mai elegant. Dar, sincer, vreau să mă duc la un meci de lui Bayern Munich vreodată. În viața asta vreau să ajung și eu la un meci de fotbal la Bayern München. By the way, săptămâna viitoare mă duc la Milan cu Dortmund, abia aștept meciul și nu am niciun tricou cu Milan, să-mi fie rușine, că mă duc pe San Siro, nu mă pot duce cu tricoul Inter, așa că nu am cel cu Milan, să-mi fie rușine. Continuăm cu Germania, un tricou cu Wolfsburg și pe acesta l-am thriftuit, ăsta a fost 20 de lei, mi-a plăcut extrem de mult, îmi place așa strig la mare Volkswagen, că mami are un Volkswagen și îl mai folosesc și eu din când în când. Un tricou cu Olympique Marseille, ioi, ce-am greșit, cu Olympique Lyon, urmează Olympique, ba nu, n-am cu Marseille, aia e. Are mare aici un leu, nu știu dacă se vede, îmi pare rău, dar nu se vede, sau nu știu. Scrie ceva pe franceza ci pe spate, nu știu, un tricou foarte clean și vreau să vă arăt un alt tricou de la Olympique Lyon, ăsta e ediție foarte nice, thriftuit, ia vedeți, e puțin cracked, nu știu dacă se vede pe video, dacă mărim, bă da, cu timpul se întâmplă chestii de genul. Da, e foarte. Deci, tricoul ăsta l-am găsit în piața Flavia din Timișoara. Am și făcut TikTok când l-am găsit. Am fost extrem de bucuros. 20 de lei. Este mărimea S, din păcate, deci pe mine e strâmt, dar pentru colecție este perfect. Este 100% legit. L-am verificat. Foarte nice. Deci tricoul ăsta, aș spune și tricoul ăsta se află în top 5 tricouri din colecția mea de fotbal. Ultimele 3 tricouri sunt și cel mai speciale, să zic așa, speciale din perspectiva mea. Tricoul cu CFR, primit de la Ioan Hora. L-a primit tata și tata mi l-a dat mie, evident. Da, foarte drăguț din partea lui. El acum joacă în ligile inferioare de aici, din oraș, dar era un jucător destul de bun când juca pe atunci pe la CFR, după a plecat prin străinătate. Este primit de la el. Mai am încă 2 tricouri pe care le-am primit tot așa. Perugia, Vlad Dragomir, pentru cine nu știe, a făcut junioratul la Arsenal, un tânăr foarte talentat. Acum vă zic sincer, nu l-am mai urmărit pe unde îi. Am primit tricoul de la el prin intermediul, adică tata l-a primit prin intermediul cuiva și e foarte nice, mai ales că aici la colecție, de ce nu? Și un tricou care vreau și urmează să fie semnat de către cel care mi l-a dat. Sunt curios, Angers, campionatul Franței, Cheșeru, Claudiu Cheșeru, golgheterul Stelei, dacă nu mă înșel, au fost într-o perioadă, un jucător foarte bun român și atacantul echipei naționale. Mi-ar plăcea să fac roșii de la George Pușcaș, mai ales că este de la noi din oraș, de ce nu, poate la un moment dat o să îl contactez și eu să facem rost de un tricou. Deci da, astea 3 tricouri sunt primite de la tata pentru mine, că el le-a făcut rost pentru mine și cu această ocazie am terminat colecția de tricouri de fotbal, după cum puteți vedea, nu mai am nimica, poate mai am ceva, dar nu prea au importanță dacă nu au ajuns aici în videoclip. Cu această ocazie vin cu o întrebare, scrieți-mi în comentarii prima dată care a fost tricoul vostru preferat și în al doilea rând care este echipa voastră preferată de fotbal. Hai să văd cu cine mă iau în gât aici, că Real e mai bună decât Barça și că Real e cea mai bună echipă din lume. Sunt foarte curios, Ronaldo este mai bun decât Messi, Messi nu merita să primească balonul de aur. Asta e părerea mea, n-aveți ce să ziceți, că știți și voi că este adevărat, Haaland merită balonul de aur. Bun, cu această ocazie încheie acest videoclip. Aici a fost gazda dumneavoastră, Dominic, mă găsiți pe Instagram, TikTok,
pe Twitch, că fac acolo live-uri, fac și pe TikTok și pe Twitch, și să ne vedem cu bine la videoclipurile următoare. Let's go!